E din nou dispută pe un jucător român vorbitor de limba maghiară. Nandor Tamaș, de la Șepci, e născut la Târgu Secuiesc și aparține de Academia Ferenc Puskás din Ungaria. Cât l-a avut în curtea lui, clubul maghiar a refuzat să-l lase la naționalele României din dorința de a-l face eligibil pentru reprezentativa maghiară. Tamaș a fost împrumutat la Șepci în acest an, iar echipa hârghiteană îl folosește ca jucător eligibil pentru regula Under 21. Această regulă a fost impusă tocmai pentru a crește jucător pentru naționala României. Dacă îți vine o convocare de la Naționala României, o vei accepta? Care e situația ta? Dacă o să vină, o să mă gândesc la acest lucru. Eu n-am zis niciodată nu României. M-am născut aici în România, dar ce să zic, acasă noi vorbim mereu limba maghiară, deci... Practic ești mai apropiat de Ungaria, nu? Da. Cu cei de la Academia Puskás ai discutat? Am discutat când eram acolo, da. Și ce ți-au transmis? Mi-au transmis că ei preferă ca să joc la Naționala Ungariei.